Astăzi, fracțiunea socialiștilor va semna un proiect de hotărâre al Parlamentului de demisie a președintelui Parlamentului Republicii Moldova. Noi considerăm că președintele Parlamentului nu are dreptul să nu pună la vot inițiativele legislative ale deputaților. Și nu ține de competența dânsului să ne dea nouă careva lecții în ceea ce ține de dreptul nostru de a include sau nu. Deputatul are dreptul la inițiativă legislativă. De aceea, fracțiunea socialiștilor inițiază astăzi procedura de demisie a președintelui Parlamentului. Câte voturi poate Parlamentului? Procedura presupune că președintele Parlamentului este demis prin vot secret de către 67 de deputați. Noi inițiem această procedură. Știți, ceva timp în urmă, nu, nimeni nu credea că o să plece și cel de la Banca Națională și mulți alții. O să mai vedeți plecări și în următoarele zile. O zi bună!